Mai mult la surori, dacă aud că o altă soră e bolnavă de cancer la sân, toate merg să-și facă control imediat, se îngrijorează de lucrul ăsta, încep să deschide porți. Frații mei, nici o gâlmă, nici o aluniță, nici un fir de păr nu cade. Eu nu știu când mi-au căzut a sutelea fir de păr, că se vede că căzut cu mili, dar a sutelea mii de fir, nu știu. Știi că Dumnezeu are când o căzut 165 firul de păr? Amin? Amin. Cum nu știi restul lucrurilor, frații mei? De aia trebuie să ne bazăm pe el. Și atunci când vin în viața noastră situații pe care nu le știm, nu le cunoaștem, ești în misiune. Că e în spital, că e în lipsă, ești în misiune, tu ești o priveliște. Poate undeva s-a făcut un pareu pe tine. Poate cineva a spus în felul următor, da, ăsta-i pocăit. E pocăit că-i merge bine. De-aia iei tot suportul. Tu ești o priveliște. Îngerii, domniile, stăpânirile, privesc. Ce vei face tu acum? Să ne ajute Dumnezeu să vedem dincolo de lucrurile care se văd. Să ne ajute Dumnezeu. Primul lucru pe care îl face rugăciunea și trebuie să-l facă, îți face hainele albe. Al doilea lucru, îți face o față senină și bucuroasă. Ești împlinit, ești în misiune, ești trimisul lui Dumnezeu care lucrezi printre oameni, încurajezi pe unul, pe altul, mergi înainte. Când vine clipa plecării, că-i pe șosea, că-i la spital, că-i acasă, oricum plec, la 90 de ani, la 20, la 30, când o fi, mă duc acasă la Domnul unde este mult mai... Asta e situația creștinilor, dacă te uiți și crezi Scriptura. Dacă te uiți și crezi Scriptura, nu e nicio problemă. Noi nu avem ce pierde de când Hristos a murit pentru noi. Viitorul nu este asigurat, slăvit să fie Domnul. De-aia Biblia își permite să spună, noi suntem mai mult ca biruitor. Mai mult ca biruitor. Nu numai biruitor, mai mult. Hristos a biruit pentru noi. Suntem asigurați din toate părțile. Glorie Domnului. Amin. A treilea lucru pe care îl face rugăciunea, știi care face? Îi aduce pe sfinți la părtășie. O să găsiți foarte mulți oameni care să vină la grătarul vostru pe care îl pregătiți. Și eu vreau să mă duc la grătar. Înțelegeți? Știți că de foarte multe ori pe adevărații copii al lui Dumnezeu îi găsești doar la părtășia în rugăciune? Spune Biblia încă de pe timpul apostolilor că sunt strecurați printre noi oameni care n-au nicio treabă cu pocăința. Oameni care pândesc slobozenia noastră. Oameni care caută să ademenească. Nu vorbim la ce, să profite. Știi ce nu le place la oamenii ăștia? Le plac glătarele. Le plac ieșirile la iarbă verde. Nu le place rugăciunea. Nu le place rugăciunea. Pune-i la rugăciune o dată de două ori și ai să vezi că nu mai ești prieten cu ei. Cu tot grătarul tău, cu toată casa ta, cu toate avantajele. Pune-i la rugăciune. Vă provoc pe fiecare dintre dumneavoastră, când vă trec oameni prin casă, rugați-vă. Când pleacă, rugați-vă. Când vin, rugați-vă. Folosiți lucrul ăsta și rugați-vă continuu. Fiți oameni ai rugăciunii, pentru că rugăciunea îndepărtează pe cei care nu le place rugăciunea, care urmăresc alte lucruri. Spune Scriptura, ei se îndoapă de-a binele la rugăciune. Nu, la ospețele voastre. Acolo poți sta liniștit. Ia pune tu o seară de stăruință și ai să vezi că lipsesc. Sunt biserici în care se începe duminica dimineața slujba de și ei vin la 10 fără 10 și atunci stau pe hol că mai discută ceva când nu s-au intrat în slujbă. De ce? Pe el deranjează rugăciunea. El disperă rugăciunea. El nu poate să se roage. Sfinți, în schimb, vin în timpul rugăciunii să ai o părtășie cu tine. Și știi ce e important? Ei te învață totdeauna cum să sfârșești cu bine. Uitați-vă în pasajul Bibliei. Vorbeau despre sfârșitul pe care avea să-l aibă la Ierusalim. Sfinții se interesează nu de cum o duce azi. Hai să facem cumva să sfârșim bine, noi și casele noastre. Hai să ducem până la sfârșit cu nuna. Frații mei, citiți toată cartea Apocalipsei. Nu există premii de consolare. Nu există premii pentru ăștia care au încercat. Nu există premii pentru fata care un băiat i-a promis că o ia în căsătorie și ăla nu s-a ținut de cuvânt și a plecat și a luat-o pe alta în căsătorie și pe ea a lăsat-o după ce a vorbit vreo 3 ani de zile, la 23, la 24 și ea vine și spune, nu mai știu ce să cred, eu nu mai vin la adunare, nu mai duc. Nu există premii. Dumnezeu nu vine la fata asta sau la băiatul ăla care i-a împrumutat nu știu care 5.000 de euro și nu i-a mai dat înapoi și interesant, e tot pocăit și ăla spune, nu mă mai duc la adunare. Vin Dumnezeu și spune, dăm premii la biruitori, la aia care au ajuns la capăt, dar dăm și niște premii de consolare la ăștia care, uite cum ăsta a împrumutat bani și nu i-a mai dat și o lăsat de pocăință, fata asta nu a mai luat-o în căsătorie, băiatul ăla, îi dăm. Nu există premii de consolare nicăieri. Premii există numai pentru ăia care aleargă până la capăt. Doamne ajută! Amin. Atât! Atât, frații mei! De aia vă provoc, stimați frați și surori, nu știu ce răni aveți în suflet, nu știu ce probleme aveți. Ridicați-vă de acolo de unde sunteți, ridicați tindardul mântuirii și Doamne ajută până la capăt. Amin, pentru ăștia are Dumnezeu premii. Pentru ăștia, doar pentru ăștia. Biblia spune, cel neprihănit cade de 7 ori
dar se ridică iarăși, slăvit să fie Domnul. Amin. Te jicnesc, frații, te supără, frații. Îi îngăduit câteodată de Dumnezeu să-ți vestezi, să-ți testeze Dumnezeu, tu unde alegi? Aș vrea să vă spun, premiile, cununile nevestejite nu le dau păstorii, nu le dau președinte de uniuni, nu le dau comitetele bisericii, premiile le dă Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și Iisus dă premiul după ce ai ajuns la capăt. S-ar putea să găsești creștini miștocari care să-ți bagi bețe în roate la bicicletă cu care mergi. S-ar putea să-ți spună piedici, s-ar putea să găsești pietre de poticnire pe calea Domnului. S-ar putea toate astea. De aceea, frații mei, să ne ajute Dumnezeu să alergăm până la capăt. Când te rogi, ți se albește haina, când te rogi, ți se schimbă fața. Când te rogi, frații adevărați sunt lângă tine. Slăvit să fie Domnul! Amin. Mă rog ca în seara aceasta vom intra într-o rugăciune pentru cei bolnavi, dar aș vrea să le spun și celor bolnavi și nouă tuturor, ca să puteți vedea o vindecare autentică din partea Domnului, trebuie să cereți prima dată o spălare a hainei, Doamne ajută! Amin. O spălare a hainei. Vindecările nu le fac oamenii. Câteodată eu predic Evanghelia și le spuneam și la frați, predic Evanghelia și vin frați și spun în felul următor, frate, în timp ce predicai dumneata, Domnul m-a vindecat de surzenie, nu mă auzeam cu urechea dreaptă și dintr-o dată am auzit. I-am zis, frate, fii sănătos, să te ajute Domnul să mergi înainte, eu habar n-am că tu te-ai vindecat. Dacă te-a vindecat cineva, te-a vindecat Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Ce treabă am eu cu ce face Dumnezeu în popor? S-a întâmplat în timpul predicii mele? S-a întâmplat în timpul îndemnului tău? Asta e altă problemă. Dumnezeu este Cel ce lucrează cum vrea în poporul lui, slăvit să fie numele. Te poți aștepta oricând Dumnezeu să lucreze după cum vrea, pentru că are harul lui, slăvit să fie Domnul. Dar niciodată Dumnezeu nu va lucra decât după ce tu îți vei spăla haina sufletului tău. După ce tu vei veni înaintea Domnului. Dacă aveți de mărturisit ceva, mărturisiți frații mei. Scoateți din inima voastră, pentru că în seara aceasta sângele lui Iisus Hristos are putere să ierte, să curățe, aleluia, să puteți primi din partea lui Dumnezeu putere, ungere prin Duhul Sfânt, să vă umple Dumnezeu de putere. Aleluia. Chiar dacă ne rugăm pentru vindecare în seara asta, aș vrea să vă spun, Domnul vă poate umple cu Duhul Sfânt. Aleluia. Chiar dacă ne rugăm pentru vindecare în seara aceasta, Domnul poate spăla inima ta. Aleluia. Domnul îți poate da un dar din partea lui. De ce? Pentru că El face tot ce vrea în biserica lui, slăvit să fie Domnul. Aleluia. Important eu să fiu deschis pentru lucrarea lui. Eu să, în timp ce mă rog, hainele mele să fie curățite, spălate, albite, fața să îmi strălucească, pentru că stau de vorbă cu Domnul. Uitați-vă la aia care splinde Duhul Sfânt, cum arată fața lor, și apoi, frații mei, în compania ta vor fi realmente sfinți, din pricina rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute. Amin.